Bun, salutare tuturor, numele meu este Diez și astăzi ne găsim, cred că la episodul cu numărul 14 din frumoasa noastră carieră, băieți, cu FCE România, deja în sezonul cu numărul 2 și în Liga a 3-a din Anglia. În episodul trecut, ce am făcut? Am simulat turneu amical, am debutat cu o echipă care ne-am mai întâlnit, care a promovat alături de noi și vedem că a reușit din păcate doar un egal. Echipa noastră arată la momentul actual ceva de genul acest, trebuie să mai facem câteva modificări. Ne trebuie un nou atacant, trebuie să vedem ce face cu Ghindiovean CDN, trebuie să vedem ce mai ducem pe la echipă, ce mutări o să mai facem. Înaintăm foarte puțin ca să vedem ce vom primi de la Academie. Ce bine, ce bine, ce bine. Avem ceva oare interesant, acesta pare să fie cel mai bun cu Ruma, sperăm că așa-l cheamă. Acesta mai pare cât de cât, dar nu are potențial, slab, 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 restul tot slab. Și la românii noștri avem ceva bun, normal, că e oribil. Răducan, slab, Pangrațiu, slab, Marinescu, slab, incredibil, Floca, nu-mi vine să cred, Ciobanu, băi, slab. Ce chestie, chiar nu-mi vine să cred că am dat doar de slăbani. Dar când trebuie ca în primul și în primul rând să mai încercăm câteva mici modificări, ce mai avem noi pe aici, ne-ar trebui un apărător, dar nu știu dacă ne permite, un bolder ar fi interesant să vină la noi, la Albu ne gândeam, jucător convocat la Naționala României, putem să facem oare pe zeul lor Cristi Tănase, cum ar fi, uite, Hlistei ca mijlocaș. Ne-ar trebui și atancani, ar trebui și jucători și pe mijloc și peste tot, dar o să încerc din nou o ofertă pentru zeul Lord. În primul și în primul rând, clar, noi vrem să scăpăm de acesta care are un salariu mic, dar vedem că îl vor pe Costin în locul acestuia, fără nimic într-un viitor transfer, pentru că oricum, de fapt, atât, zero. Un schimb legit mi se pare mea, ei vor 40.000, băi, de ce inspirați au fost aceștia. Un schimb pe schimb, vine zeul lor de la noi total gratuit și va fi jucător cam de rezervă, deci cap, ne-am găsit jucător cam de rezervă. Da, chiar dacă l-aș face pe acesta, hai că eu vreau să-l pun râbă, dar vedem că nu poate, dacă vreau să-l fac RW, poziția principală, vedem că ia 4 săptămâni, poate crește în OVR, cine știe. Facem și primul nostru antrenament, așa, din această lună, înaintăm foarte puțin, sperăm la încă o ofertă, dar nu primim absolut nimic, dar măcar să facem contractul zeului Lord, cea mai probabil se va retrage la FCE România. Un contract pe un singur an o să facem prin doi ca să expire anul următor, adică să nu expire chiar acum în ianuarie, peste câteva luni. Acceptăm și vreau un salariu foarte, foarte micuț. Mă gândesc că îi convine foarte mult. Și zeul lor, Cristi Tănase, incredibil, vine la FCE România. Dar numărul 10 este ocupat, din păcate. Ești curios dacă poate să rămână pe poziția de camă, că parcă are statistici 4 săptămâni pentru poziția de camă. Va fi camul nostru de rezervă. Cristian Tănase, care la început la FCE Argeș vedem că a avut numărul 30-17, după care la Steaua a avut doar tricoul cu numărul 10, după care 20, 30, 10, 30, 40, 30, 10, așa că dacă tot este tricoul ocupat, îi vom da tricoul cu numărul 30, deci bine arată acum. Și urmează direct primul meci, dar nu înainte să fim anunțați că jucătorul Academiei, care pentru foarte, foarte mult timp o stat la noi la Academie, primește în sfârșit o ofertă de transferuri de la Port Vale. Cât s-a chinuit acest jucător să joace Liga 4, vedem că tot acolo va ajunge. Începem discuția la 1.200.000. Ce părere au? Vedem că nu prea vor să mărească, dar la rezerve nu o ducem chiar atât de bine. Și dacă nu primesc nici măcar 1.000.000, cam pare rău. Măcar 1.000.000, asta este. Este un jucător de care avem nevoie și urmează acum un meci împotriva unei echipe, după care avem meciul în cupă. Dacă ne uităm puțin în Premier League, vedem oare, vedem acolo ultima clasă. O, Pușca! Și vedem că au promovat. Deci ne jucăm cu o echipă care în momentul actual se află în Championship. O vedem oare pe cea, da, uite, Watford. Meciul prioritar pentru noi va fi acesta din campionat. Vedem că jucăm la ora 14, cum la jucăm mai dimineața decât jucăm în Liga 4. Jucăm băieți cu cei mai buni jucători în campionat, după care vedem cu cine mai putem juca și în cupă, pentru că vrem neapărat un punct. Echipa o știm din episodul trecut. Zeul lor, Tănase, este singura
modificare. O modificare care nici măcar nu curcă foarte, foarte tare, pentru că este, ce se vedeți, rezervă. Îi dă Melega cu skip și haide să facem un match frumos, cel puțin mai frumos decât în episodul trecut, în care am spus doar un egal, din păcate. Dorin Rotariu la început de match. Înaintează Rotariu cu viteza lui extraordinară. Rotariu direct în bară și vine Vraciu în minutul, hai să spunem, 5, cred că este 4 și câteva secunde. Ce ocazie frumoasă, așa din start. Am început foarte, foarte frumos. Ce transfer, băieți, aici în Liga 3, care un jucător care chiar crede în proiectul nostru. Rotariu vine, trece imediat un șut direct în bară, iar David Vraciu, singurul nostru jucător care are potențial, showing great potential, adică poate ajunge până la 84 VR. Boatengulor, vedem că se distrează acolo, trimite mai în spate, dar extraordinar intervine în acest moment Williamson. Hai să-l vedem, Williamson. Cam țin la Rotariu acolo, mă gândeam că este momentul nostru frumos, dar nu nimic. Hai că reușim acum să ne luăm revanșa, Vraciu mai departe. O pasăm bine de data aceasta, ajunge mingea la Rotariu din nou, Rotariu. Ce schemă acolo, aproape să treacă de 3 jucători, am forțat-o aiurea. Să sperăm că nu pățim nimic dezastros. Ghindiovean foarte, foarte sus, vedem că îi trimitem acolo o pasă lui Vraciu. Uitați-l pe Vraciu în acest moment, spațiu liber pentru acesta. Vraciu, bă, da, cât durează să fac o schemă. Dar, intervine excelent Ioniță, hai că mă vorbesc, dacă e și mingea din nou. Am vorbit, nici nu știu ce a fost cu mine, m-am bâlbâit total, dar nu pot să scot asta. Trebuie să pun neapărat faza în care Vraciu marchează din nou dintr-un noroc imens. Meritam să marcăm măcar un gol, garantat 100% nu, că din nou șutăm paiurea și vedem că sare mingea la Vraciu. Da, 2-0 pentru noi, ne bucurăm enorm. O trecere excelentă a Noarului, blocăm oare, excelent, și am zis că dăm un gol în vinclu direct, dar nu în poarta noastră. Mamă, am strâns din bucuții. Eram sigur că de fapt că am luat gol. Hai, Bărgădean, prind-o, excelent, mă mir. Boateng, să vedem, mamă, ce trecere aici nasoală, dar Bărgădean, zeuț, Bărgădean la faza aceasta. Ionit se trimite mai departe, Vraciu, nu știu ce caută atât din spate. Dar rușcăm frumos, trimitem direct în fața lui Rotariu. Rotariu nu se grăbește, trimite lui Ghindiovean, înaintează Ghindiovean, reușește, CDM-ul nostru, CDM-ul nostru la Rotariu. Dar dacă nu era Vraciu în față ca să marcheze el, ce să facem? Nu mai luat mingea, dar ia din nou. Am luat-o din nou, mai putut. Du-te, Ioniță, prinde-l pe Boateng. Și chiar l-ai prins, nu mă așteptam. Sper să nu fi păcălit sau chiar asta se întâmplă. Șeptarul o pasă mai în față de carul lor cu un finesse excelent. Doar că din păcate pentru ei a fost în bară. Am înțeles care este faza cu Rotariu. Probabil ne va lua un nou atacant și pe lor să-l ținem bandă. Nu putem juca cu acesta. O pasă excelentă și bar gol. Fix în ultima secundă se pare că reușesc adversarii noștri să marcheze un gol. După ce le-am cam dat pas. Într-adevăr, dar asta este. Iar vreau să văd faza. Da, pasă lejeră. Bar gol din nou. Și se încheie prima repriză, băi băieți. Nu vom face nicio schimbare, vom juca fix cu această echipă. Vedem că avem și mai multe posesii, jucătorii noștri nu prea obosit. Ne bucurăm, sperăm să mai rămână cu stamina și pentru meciul următor din cupă. Stați că joacă adversarii noștri un tiki-taka în acest moment. Nu reușim să blocăm. Ajungem mingea la un atacant, optarul acestora, un călcâi acolo. Și 2-2 în acest moment, șeptarul lor egalează. Un meci foarte frumos. Un meci extrem de, nici nu știu cum să spun, și puțin melancolic, pentru că mi-amintește de începuturile acestei cariere, unde de fiecare dată aveam 2-0 și apoi pierdeam. Și vedem că, na, ce zic, tradiția continuă și în Liga 3-a. Sau poate nu, pentru că Ford înaintează în acest moment, înaintează Ford, nu te luptă-te acolo, ce dribbling, încearcă, dar nu are cu cine, un călcâi și Vraciu, cât de aproape era Vraciu. Doamne, ce șut slăbuț, dacă nu este zeul lor, dar îl băgăm și pe zeul lor în această partidă. Mamă, Boateng fuge, dar îl prinde oare Ioniță. Nu este offside, nu este offside, dar joacă în spate. De carul lor, pasă mai în spate la Șeptar. Dacă nu reușești Vraciu un hat-trick, nu o să reușești nici tu. Dar vedem că nu reușesc. Au scos-o Bălgrădean. Băi, ce zeu e omul ăsta, nici mi-am dat seama.
Sperăm să iasă cumva minge afară. Noarul lor, care este bandă, culmea, pasă la de car. Nu, 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 apără Bălgrădean, apără Bălgrădean și... Suntem conduși după ce am avut 2 la 0. Șeptarul lor marchează hit. Cine naibii ăsta? Doamne, hai, eu o să-i dau scout. Promit că-i dau scout. Dar vedem că echipa noastră este foarte, foarte obosită. Și vom băga unelie pe dreapta cu rotariu puțin mai defensiv, atacantul nostru fiind Abraham, incredibil. Jucătorul cam va fi zeul lor Cristi Tănasea. Schimbări numai bune acum, în momentul în care suntem conduși. Nici nu știu ce să mai fac, nici nu știu dacă să mai fac o anumită schimbare. Cred că o să-l mai las și pe Popescu aici ca CDM, să mai evolueze și el, poate crește cât mai rapid. Îl băgăm pe băiatul lui Popescu. Intră Abraham, incredibil, Abraham. Mi-am dat să fac o schemă, nu a făcut absolut... Băi, nicio schemă, nimic, ești nebun? Sterling îi trimite direct lui Rotariu. Hai că numai lui Rotariu nu i-a trimis. Sperăm că putem face cumva un mic contraatac, măcar să egalăm în ultima secundă. Dar toți adversarii noștri vedem că joacă ofensiv. Dacă pierdem în Liga 3, ce pretenții să avem cu o echipă care e tocmai ce o picat din Premier League? Adică are lot de Premier League. 4 la 2. 4 la 2, ce să zic? Tot șeptarul lor, tot șeptarul lor. Să-mi bat piciorul în el. Un singur jucător au marcat. Un singur jucător, restul nu au avut nicio treabă. Bă, am ce, scheme nu știi să faci. Măcar bine că știi să faci fake shot. Hai, că așa trecem cu tine, n-avem niciun stres. Abraham, du-te, Abraham. Zeul lor, Cristi Tănase, zeul lor. Dă, să vedem ce vei face, zeul lor. De trimite lui Abraham, Abraham. O, a reușit să face într-un final o schemă, se pare, dar n-ai reușit să șutezi. Bă, 4 la 2, adevărul că n-am meritat, fraților, nici măcar un gol din cele pe care le-am dat. Dar nici chiar să pierdem cu 4 la 2. Se încheie din păcate acest meci și avem un singur punct în două partide. Nici măcar nu era bandă, nici măcar nu are viteză, nici măcar nu are absolut nimic. Dacă poate să fie CDM la noi, îl cumpărăm chiar în secunda de față. Acesta, vedem că joacă cam și RW, nu are viteză absolut deloc, are mai mult la defending decât la shooting. Ne-a dat hat-trick acum foarte, foarte puțin timp, vedem că îl putem cumpăra. I-aș da o ofertă, sincer, să fiu nou umilit și vedem dacă îl putem cumpăra, dacă tot. Dacă aș putea totuși să dau cu un schimb, ar fi perfect pentru mine. Uite, atâta și 1 milion. Ceva de genul îți convine. Vedem că nu vor un schimb, din păcate. Continuăm să discutăm, dacă nu, nu. Măcar, na, nu-l vor. Asta este, nu avem bani de el. Băi, băieți, ne trebuie câteva întăriri. Mai întâi avem pe acest jucător englez liber de contract. Hai să vedem dacă îl putem lua. Avem nevoie de un jucător în apărare și vedem că vrea să fie direct crucial la noi, deci are un OVR destul de ridicat. Asta contează foarte, foarte mult pentru noi. Un 4 ani, oricum mă gândesc că e de la o echipă care activează în Liga 3, dar a rămas liber de contract. Să sperăm că vrea să vină la noi și un salariu. O să-l întreb de un 4,5, de un 4500 cu un 45.000. Vedem că vrea mai puțin la semnător, dar vrea neapărat 5000. Bun, veni la noi, noule apărător. Burke, sper că se pronunță. Vedem că are 69 OVR. O să ne ajute destul, destul de mult față de Radu, care oricum e nu prea avea viteză. Gata, ne-am adus aici un super, super apărător să ne ajute. Rotariu face 71 OVR extraordinar și mai avem un milion și jumătate. Ne putem aduce un atacant, dar nu avem multe opțiuni. Ganea sare de peristă. Îl avem pe Fluieraș, care valorează destul de mult. Vitezoman, tot ce trebuie. Este pentru prima oară în FIFA. Și avem și pe Adrian Petre, doi jucători legendari. Cel mai probabil vom vorbi mai întâi la Fluieraș. Sperăm să-l transferăm la noi. Chiar aș încerca și cu un schimb. Pe cine să trimitem mutea? Pe banda noastră, Max, jucătorul împrumutat alături de cât să-i oferim, un 500 de mii. Ești de acord? Nu-l vor pe acesta, din păcate, cât ghinion pe noi. Să sperăm că măcar pe el îl vor. Zic chiar un 700 de mii cu un 5% dintr-un viitor transfer. Se mai gândesc, vom vedea dacă îl vor pe acesta. Sperăm să vină la noi și să nu aibă meci în acest moment. Fluieraș, vedem că nu putem. Putem doar să scoatem o sumă de bani pe acesta, din păcate. Cam nasolel, nu putem încerca schimburi, așa că o să încerc 1 milion fix. 1 milion fix cu 15% dintr-un viitor transfer. Cel mai mult aș da 1 milion și jumătate, chit că nu avem bani. Aceasta este cea mai mare ofertă pe care aș vrea să o dau. 1 milion și jumătate dintr-un 5% dintr-un viitor transfer. 5% dintr-un viitor transfer. Vedem că ei vor 13.
maximul meu este 5% dintr-un viitor transfer și vedem că într-un final acceptă. Păcat că nu o să mai avem bani, trebuie să mai vindem neapărat ceva, sperăm că vom mai primi câteva oferte de transferuri, acesta vrea să fie important la noi, excelent, important. Un contract pe 5 ani, nu voi mai pleca din Liga a doua din Spania, vii direct la noi și chiar mărim salariul, te-am dăm un 2000 cu un 20.000 și vedem că este de acord. Fluieraș, cel mai probabil ultimul nostru transfer, dacă nu o să mai facem rost de bani și avem măcar 500, da, cred că avem. În teorie, cred că mai putem aduce cumva un jucător liber de contract. Dacă ne uităm la atacanți lui Abraham, îi dau tricoul cu numărul 99. Acesta va fi pentru Abraham 99, pentru că 19 va fi lui Fluieraș. Încercăm să facem ceva de genul acesta. Și băieți, urmează marele meci cu Watford. Echipa noastră, primul 11, cel mai probabil va arăta ceva de genul acesta. Fluieraș cu Ford în atac. Ilie stânga, Vraciu mijloc, Rotariu pe dreapta cu Ghindiovean CDM. Și ultimii 5 jucători din spate, adică portarul Bălgrădean, vedem care 69, mai avem încă 2 apărători de 69. Avem o echipă destul de interesantă, sperăm că și Elie va face cât de rapid 69, Rotariu are deja 71. Watford, vedem că joacă cât de cât cu titulare. Vedem pe Danny Rose, Lbl, vedem pe Sar, vedem pe Sissoko, vedem echipa clasică, echipa care a retrogradat din Premier League. Mă gândeam că o să bagi ceva rezervi, că na, că... Totuși au fost în Premier League sezonul trecut. Nici o treabă n-au cu noi. FC România împotriva lui Watford. Va fi un match extraordinar, dar măcar avem doi debutanți care sperăm să joace excelent la noi. Nici măcar nu i-am pus la antrenamente, dar nu este nimic. Vedem să avem grijă ce vor face adversarii noștri. Ce trecere excelentă. Sima la Sar. Trebuie să blocăm. Doamne, dacă ținem din balon și câștigăm la penalturi, cred că este o idee excelentă, dar îi pasăm mai departe lui Ilie. Ce fuge Ilie, dar vine portarul Elliot. Păcat. Stima, vedem că este blocat și făcut de către Sterling. Extraordinar, fiți atenți ce păcălim aici. Hop, dar unde ne credem în Ultimate Team, n-avem nicio treabă. Sterling, faultat puțin, dar nu este nimic. Ajunge mingea la Rotariu, cea mai bună a nostru. Și la noi și la ei vedem că este RW. Vedem acum pe Ford. Ford cu un fines. Dar, din păcate, oferă un șut foarte slăbuț. Atacantul lor vedem că trece, îi trimite lui Sema. Nu știu cine este acesta. Jucătorul lor cu numărul 12. Să vedem dacă va fi din nou încurcat de către Sterling. Nici o treabă. Poate nu ne atacă, dar îi deposedăm excelent, bine, jucăm foarte frumos, o pasă mai departe pentru Vraciu, de carul Vraciu, este din păcate prins din urmă, dar nu renunță și șutează direct în portar. Sissoko, mai departe, trimite o pasă excelentă, căptarul echipei, ce-a fost asta băi, par gol la distanță, la unde ne credem în Ultimate Team? Din păcate, gol superb de la distanță, dar nu din partea noastră. Un fines excelent. Ne-au învățat să nu mai încercăm noi finesuri la distanță. 1-0 pentru Watford. Haideți cu două înfrângeri din două în acest episod. Sterling, una foarte frumos mai în față. Îi trimite lui Ioniță. Ioniță trimite lui Ilie de data aceasta și nu mai intervine portarul. Eu lăsăm lui Fluieraș. Ui, Fluierașul. Voi, hai că îi debutează, dar puteai să marchezi un gol extraordinar. Fapt extraordinar ca importanță. Sar, vedem că înaintează, nu se mai oprește. Fix pe final, probabil aceștia vor avea ultimul atac. Să sperăm că nu vor marca, că de obicei se marchează foarte mult prin minutul 40 și ceva. Poate avem și noi noroc, dar nu iese mingea, dar o prinde Bărgădean excelent și se încheie prima repriză Watford, 1-0 împotriva noastră. Am jucat foarte frumos, cred că o să mă pregătesc să fac câteva schimbări, dar nu încă. Clar, suntem dominați, nu se pune problema. Apărătorul nostru s-a uitat, am transferat acum un apărător, l-a trimis în primul meci, uitați-l, chiar scură să văd cum s-a mișcat. Deci să-i dau un alt număr, ați văzut, nici nu a vrut să atace, eu a fost frică. 2-0 într-un meci oricum, care se știa că va fi extrem de greu. Încercăm cumva să vedem dacă putem lua balonul, nu știu dacă putem face noi măcar o schimbare, o trimit acolo departe de frică. Hai Vraciule, foarte aproape să intervină la cap. Iese puțin minge afară, fac aceștia câteva schimbări, le iese cel mai bun jucător din pe teren. Din păcate nu trebuie să-l scoatem pe Vraciu, dar îl băgăm pe Rotariu pe mijloc. Îl băgăm pe Williamson cu Ilie pe dreapta, facem așa prima schimbare, după care va intra și Abraham în atac.
sau nu, Ultra Attack. Rotario Camp pe mijloc va fi, cred că și zeul lor Cristi Tănase, va fi și zeul lor Cristi Tănase. Uite, acestea vor fi toate schimbările. Vom juca ceva de genul acesta, iar jucătorul care va sta în apărare va fi Sterling. Care mai este mai bossy de fapt între Sterling și Ioniță? Pare că Sterling, înseamnă că rămâne Ioniță. Facem așa și încercăm, băiți. Ultra Attack direct, totul sau nimic, Watford. Încercăm, forțăm. Order pentru aceștia, riscăm tot. Dacă mai luăm un gol, nu pierdem nimic. Din potrivă, pierdem cu mândrie. Zeul lor Cristi Tănase o dă acolo la cap. Să vedem dacă reușim să-i depozităm foarte rapid pe ei adversari. Poate nu mai încearcă din nou un finesse și... Nici nu-i las să celebreze, nici nu-i las să celebreze. Era evident că nu avem șanse în această cupă, dar măcar am încercat. Nu spune că ai trecut și de acel jucător. Du-te, bă, băiatule. Hai, când îi luăm o omelință, nu avem niciun stres. Intervine excelent Ioniță, trimite chiar o pasă mai departe. Ghindiovean îi trimite lui Abraham, înaintează și Ilie cumva acolo, dar se pare că aceștia au apărători care se comportă ca 99 viteză. Încercați, băieți, una mai departe. N-avem, nu putem. Ai mei să și... Nu-i chestia că sunt ei foarte, foarte buni. În acest moment se pare că sunt și jucătorii mei foarte, foarte proști. Altfel nu îi explic pe asta. Fiți atenți, zeul lor Cristi Tănase. Aia a fost toată schema. S-a încheiat, n-am mai putut. 3-0, pierde la noi acasă. Mă gândesc că până acum este cea mai mare umilință pe care am primit-o. Dar asta este scor de prezentare împotriva unei echipe care au fost sezonul trecut în Premier League, împotriva unei echipe care sezonul trecut a fost în Liga 4. Păi băi, sper că v-a plăcut acest episod. În episodul următor jucăm următoarele meciuri din campionat. Sperăm să facem și noi primul nostru punct, după care această cupă o vom simula când ne interesează. Cel mai probabil perioada transferului va mai dura în 2 episoade sau ceva de genul acesta. Vedem cum vom face cu aceste meciuri, după care înaintăm lejer și sperăm să mai câștigăm și noi. Dacă v-a plăcut acest episod și vreți să vedeți episodul din continuare, nu uitați să apăsați pe butonul de like și neapărat și pe butonul de subscribe, clopoțelul activat, ca să primiți notificare de fiecare dată când voi posta clipurile mele cu FIFA. Păi băieți, numele meu este Diez, vă urez la toți să aveți o zi extraordinară. Vă salut!